Coreea de Nord a anunțat că a construit primul submarin nuclear tactic din flota sa, lansată la apă chiar de Kim Jong-un, embarcațiunea va patrula Marea Japoniei. Numit și submarinul 841, embarcațiunea este noua adiție a flotei nordcoreene. Lansarea sa la apă a fost acompaniată de o fanfară militară și o demonstrație de forțe. Acesta e primul submarin nuclear tactic pe care Coreea de Nord a reușit să-l dezvolte. Kim Jong-un a anunțat în repetate rânduri că dorește ca puterea militară a finianului să crească simțitor în contextul relațiilor și exercițiilor comune dintre Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite. Analiștii occidentali au afirmat că submarinul nu e o construcție proprie, ci este din epoca sovietică și a fost achiziționat din China la începutul anilor 70. Datele sale tehnice arată că acesta e capabil să poarte rachete balistice și rachete de croazieră. Pe fondul exercițiilor comune americane din Pacific, Fenianul și-a concentrat întreg bugetul pe construirea de arme ce sunt capabile să poarte focoase nucleare. Liderul Kim Jong-un a avertizat în repetate rânduri că parteneriatul strategic dintre Seul și Washington e o amenințare la adresa statului nordcorean.